Din nou suntem în acel punct, Andrei, în care tu ești invitatul meu, eu sunt moderatorul, tu vii după un, de data asta, dublu eșec al echipei naționale. Spune-mi, fă tu o analiză, analiza ta, pentru că întotdeauna ai fost un om echilibrat, întotdeauna ai fost un om al cifrelor. Și de ce vorbești la trecut? Și mă aștept, urma să zic, și mă aștept la același lucru și de această dată. Am zis să destindem puțin. Păi trebuie să destindem, că nu o să fim, mai că vorba aia. Subiectele nu ne pot destinde. Nu, dar noi putem să destindem subiectele. Bun, Andrei, analiza ta, ce s-a întâmplat, dacă vezi și lucruri bune, dacă sunt de care să ne agățăm, habar n-am. Că după aia o să le luăm așa, să le... Am spus după meciul cu Muntenegru acolo în cercul interior că văd un lucru bun, faptul că nu cred, nu pot să-mi imaginez că vreodată vom putea să jucăm mai prost decât am jucat cu Muntenegru. A, deci ăla ar fi... Asta mi s-a părut mie cam singurul lucru bun din meciul ăla. Eu n-am tu ți-aduci aminte de un meci al Naționalei de prost? Nu. Clar că nu mi-aduc aminte, dar încă ceva, nu mi-aduc aminte să fi văzut vreodată pe fața jucătorilor atâta teamă. Adică am jucat cu Franța în deschiderea campionatului european. Am jucat cu Elveția, cu niște jucători. Am jucat cu Spania, chiar dacă era meci amical, da? Am jucat cu Lewandowski. Am jucat cu... Germania la ei, recent? Germania la ei. Cam aceeași rad național. Niciodată nu am văzut o asemenea teamă de a pasa, de a intra în joc, de a ți arăta până la urmă valoarea care nu cred că era de data asta una inferioară celei a echipei Muntenegrului, atâta vreme cât Muntenegru nu beneficia în meciul ăla direct cu noi de Savi și de Jovetić, adică la nivel de ce jucători aveam, mă gândeam că suntem pe acolo sau un pic mai sus. Da. Adică vreo doi dintre ei știam de pe aici, din campionatul nostru. Da? Adică cei doi fundași laterali care ei joacă, la ei au jucat mijlocași laterali, Radunovic și Vukcevic. Da, de la Arad. M-a surprins chestia asta, neplăcut, evident. Logic. N-am văzut-o până acum. Ceea ce mă face să cred că sunt din ce în ce mai apăsați de faptul că nu pot produce meciuri bune, rezultate bune. Ultimul meci bun pe care l-am făcut Naționala României, în opinia mea, eu nu sunt specialist, sunt alții care mă pot contrazice, dar ultimul meci bun a fost cu Germania. Da. Adică îmi fac impresia că noi, în momentul în care avem puțin statutul ăsta de favorit, așa, ne speriem de el. Adică noi jucăm bine cu Germania, jucăm bine în meciuri amicale cu Spania, cum era mai... Și când trebuie să joci cu unii de teapa ta, cum a fost Islanda, de exemplu, fie la baraj, fie meciul ăla care ar fi putut să ne ducă la un baraj, clacăm din punctul ăsta de vedere. Da, ești de acord, apropo, pentru că ai menționat meciul cu Germania, da? Și în afara meciului cu Germania, practic, ultimul calup de vreo 7 meciuri ale lui Rădoi a fost un calup, cel mai decent calup de meciuri din istoria recentă, aș spune, a naționale. Au fost meciuri în care nu s-a primit gol, e adevărat, meciul ăla cu Islanda da, nu trebuia să îl câștigăm, dar oricum se sesizai un lucru, o ușoară creștere. N-am fost penibil la meciul ăla cu Islanda. Da. N-am fost penibil. Nu, n-am fost penibil la meciul ăla cu Islanda. Sunt de acord cu tine. Și Islanda nu era Muntenegru. Și Edi Iordănescu spune totuși că a preluat o națională nefuncțională. Ești de acord că a preluat o națională nefuncțională? Dacă s-a referit la rezultate, da, e o națională nefuncțională, care n-a produs rezultate în ultima perioadă de timp. În ultima vreme nu produsese totuși și ceva rezultate? Adică, că eu mă gândesc așa la o campanie ca la un întreg, da? Campania a fost începută foarte prost, foarte prost și știm bine lucrul ăsta, continuată decent, să zicem. Continuată decent, dar fără să ajungi acolo unde ți-ar fi permis toate datele statistice să speri.
Da, da? Adică Islanda nu mai era Islanda de la baraj. Adică dacă mă întrebai... Nu era sub 21, echipa sub 21, aia pe care am înghenceat. Barajul era altă discuție. Asta pe care am întâlnit-o aici nu era totuși... Era lipsită de 4, 5, 6 jucători. Dovede că am și bătut-o. Exact. Am demonstrat că am bătut-o acolo, mai cu scandalurile lor ce au avut ei cu... alea de natură sexuală, mai cu jucători care nu mai vreau să vină la națională, retrași și așa mai departe. Dar ca joc ți se părea o națională nefuncțională? Asta pe care a preluat-o Edi Iordănescu, pentru că impresia este, cel puțin în momentul de față, este că a devenit mai nefuncțională decât era înainte ca joc. Dacă mă refer la jocul cu Muntenegru, cu siguranță. Dar la jocul cu Bosnia n-a mai fost chiar așa. Și eu vorbesc de 4 meciuri ale lui Edi Iordănescu. Ok, 2 meciuri amicale, 2 meciuri oficiale. Ți se pare mai funcțional sau mai puțin funcțional decât echipa preluată de el? La nivel de rezultate nu e funcțională în continuare. La nivel de joc, totuși, Edi e la început, adică mi se pare cam repede să faci, să tragi o linie atâta vreme cât ceilalți antrenori au avut parte de 20, de 30 de meciuri până când s-a decretat că a fost sau n-a fost funcțional. Săracul numai Daum n-a avut. El a intrat direct cu meci oficial. Da, cu Muntenegru. Cu Muntenegru și... Da, acum întreb și eu o chestie care mie îmi pare logică, dar nu e neapărat. Dacă preiei o echipă care începe să joace bine, meme, la care încep să vezi ceva și vii tu, logica nu spune că trebuie să duci mai departe ceea ce jocul ăla bun? N-ar trebui că înregistrezi regres imediat? Pe ceea ce a construit predecesorul, nu ar trebui tu să adaugi o cărămidă și să fii un pic mai sus? Asta e ideea, doar că din start a plecat cu un handicap, pentru că au lipsit jucători importanți. Vorbesc de meciurile astea. Meciurile amicale pe mine nu mă interesează, nu m-a interesat niciodată. Meciurile amicale... Foarte mult că a fost cu pandemia, da, gripă, da, și virus. Mă rog, meciurile amicale, poți să faci orice rezultat în amicale, nu are nicio relevanță, că poate adversarii nu sunt foarte interesați. A lipsit Stanciu, care este extrem de important. A lipsit Yanis Hagi, care începuse să devină important, părea un jucător cu influență foarte mare supra jocului echipei naționale. Dacă vorbeam de meciul cu Germania, el a făcut un meci excepțional cu Germania. A lipsit Denis Mann, care în Israel a arătat că este un jucător, este cam singurul jucător în afara lui Yanis care poate să joace pe poziția aia de atacant lateral dreapta. Acum Edi a fost nevoit să schimbe sistem numai ca să scape de tara asta, pentru că Ivan nu e atacant lateral dreapta, ci e atacant lateral stânga, uh-huh, și de randament în dreapta. Nu poate să joace Mihailo, nu poate să joace în dreapta. Numiți pe toți care ar putea să... Mitriță nu poate să joace în dreapta, Octavian Popescu nu poate să joace în dreapta. Sorescu venea după accidentare și... Sorescu venea după accidentare, ok. Sorescu, eu l-am văzut tot timpul mai mult al cincilea într-un sistem cu trei fundași, cum spun italienii, al cincilea jucător de bandă la mijloc. Asta este totuși un handicap. 100%. Care e greu de surmontat. Mai ales că în meciul cu Muntenegru, într-adevăr, a fost... N-a avut săracul de ce se lege, să spui că... Gândiți-vă cum s-a simțit el intrând în vestiar la pauză. Că fusese un dezastru. A făcut schimbări, a rămas și nu s-a schimbat nimic. Și la sfârșit a intrat la pauză. Ba nu, la sfârșit a intrat mai sporadic decât la pauză, măcar a intrat cu 0-0. Doar că n-a avut, el nu putea în pauză să schimbe sistem sau să a schimbat sistemul. N-am arătat rău cu Bosnia. Când ratezi asemenea ocazii, e foarte complicat să pui în spinarea antrenorului o înfrângere. Adică să-l consider vinovat, pentru că ocaziile alea, că au fost cum au fost, că bă, la... Da, teama asta de care vorbește Andrei, da, poate fi pusă și pe seama antrenorului? Dacă în jucătorii momentul... intră, sau e o treabă doar de jucători? Asta este, adică este vina exclusivă a jucătorilor, băi, sunteți niște fricoși, și atunci, indiferent că era Edi Iordănescu, Mircea Lucescu, Pep Guardiola sau Jurgen Klopp acolo, voi tot fricoți erați? Sau e o chestie pentru că, dar Andrei zice, e pentru prima oară când am văzut și erau cam aceiași jucători, minus cei de care pomeneai, da, dar erau cam aceiași jucători care fuseseră convocați înainte și care arătaseră eventual lipsă de valoare, dar nu frică. Și întreb, asta nu e o problemă de antrenor?
Dacă n-ar fi problemă de antrenor, atunci nu s-ar mai face ierarhii la nivelul antrenorilor. Atunci ar antrena oricine, orice. Nu. Antrenorii buni sunt aia care câștigă 20 de milioane, 15 milioane, 10, 5 antrenorii. Și 200 de mii. Ca și la... ca la fotbaliști. Că... Nu, aici merge și eu. Că e de întărire, e de da, asemenea. Dar nu pot eu să-l folosesc, că îmi crapă... Zi, Andrei, e o problemă și de antrenor, frica asta? E o problemă de... Da, e o problemă de tot staff-ul, de toți cei care intră în contact cu jucătorii. Poți să spui că e o problemă. Dar în același timp poți să spui că e o problemă și a faptului că nivelul ăsta de meci internațional, foarte mulți dintre cei care au fost acolo pe teren în primul 11 nu prea l-au mai avut de mult. Că dacă fac socoteala așa, meciul... Eu tot cu cifrele, că dai seama, nu mă încep la altceva, dar la, așa număr cornere și număr jucători din campionatul intern, care au fost 5 în meciul cu Muntenegru la start și toți 5 au rămas, că după accidentarea lui Iulică a intrat Crețu și tot au rămas așa. Iar la meciul ăsta alt au fost 3. Care ăia 3 de la meciul ăsta au fost de la campioana României și o echipă care a jucat grupe de conference. Au ieșit pe locul 4 anul ăsta. Pe când ceilalți 5 care au jucat și au început meciul, chiar făceam o socoteală așa, zic, mă, ultimul lor meci internațional la club, că asta e situația în fotbalul nostru. A fost la unii cu Laci și la alții cu Caraganda. Deci, teama de rezultat, de joc, de toate, poate vine și din faptul că n-au mai avut adică nu s-au mai întâlnit cu situații de genul ăsta. Uite, la echipa din 2015, da? Care s-a calificat la campionatul european. Când au început preliminarele în 2014 și înainte, erau jucători în campionatul intern. Dar de unde erau? Erau de la Steaua. Era Steaua atunci, nu știu. Acum așa îi spunea, se intitula. Erau de la Steaua. Și ce făceau băieții de la Steaua care erau? Jucau cu Ajax, cu Chelsea, jucau grupe de Europa League, se duceau în grupe de Champions League. Ăia nu puteai să zici că la Pintirii l-am văzut, n-avea cum să-i mai fie teamă de Muntenegru. Bine, lui nu era teamă de nici de Franța, nici de... Cred că și de aici poate să vină oarecare diferență. Iar teama asta poate nu o să mai întâlnim dacă acești jucători vor începe să intre în echipa națională. Să joace mai des în echipa națională. De acord? Nu. Okay. Dacă am fi jucat cu... hai să dau un exemplu așa, cu Croația, da... chiar poate și cu Slovacia, că și acolo mai joacă vreo câțiva jucători prin de Skriniar și dacă am jucat cu Muntenegru. De cine era la Muntenegru? Erau jucători care scoteau pe Laci și pe Caraganda? Nu. Erau niște Sutiesca Nixic titular, Buduc Ginost Podgorița titular, nu prea stă în picioare asta. Acolo trebuie să mergi să-i bați pe Muntenegru, cum cred că se va întâmpla la București. Eu cred că noi se bate pe Muntenegru la București. Mai e mult că oamenii s-au gândit să le pună în trei zile. Ești la echipa națională, ai intrat în vestiar, că ești jucător, că ești antrenor, ai văzut împotriva cui joci. Îi știi, îi vezi. Na, nu poate să-ți fie teamă din asta. Pur și simplu nu le-a ieșit jocul și sau... Andrei vorbește de teamă. Okay. Teama este... Nu. Teama este altceva. Uite, de exemplu, eu îl cunosc pe Darius Solaru, îl văd de la junior, de la Naționala de Tineș. Pe Darius Solaru nu poate să mă convingă nimeni că valoarea lui este aia din prima repriză din meciul cu Muntenegru. Nu poate să mă convingă nimeni că un jucător care ți aleargă 12.000 de metri pe meci, da, care are o tehnică în regim de mișcare, vorbesc, nu tehnică de circ. Sunt unii care e pe loc așa și vai ce talentat sunt. Nu, aleargă și în cantitatea aia de efort vin primele 2-3 minci din preluare simplă au dat-o la adversar sau a făcut-o prea lungă și n-a mai luat-o. De asta spun că mi se pare că el este unul dintre cei care au fost foarte temători de jocul ăsta. Dar asta nu înseamnă că
de acum înainte ar trebui să... Da, okay, la fel au fost și aia care au intrat după pauză. De... Că după pauză au intrat jucători din străinătate. Maxim n-a făcut absolut nimic în plus față, care joacă în străinătate față de ăștia din țară. Okay. Mitriță, care joacă în străinătate, n-a făcut absolut nimic față de ăștia care joacă în țară. Ali Bey, care joacă în străinătate, n-a făcut absolut nimic față de ăștia care joacă în țară. Mihailă, care nu joacă în străinătate. Mihailă, dar la Mihailă, nu știu dacă puteai să ai pretenții de la Mihailă să joace bine? Cu Israel a jucat bine, dar iarăși e meci amical. Și Olaru a jucat foarte bine în prima repriză cu Israel. Că de asta spun, când a venit meciul, primul meci oficial din această campanie, poate că, eu știu, au citit prea mult, s-au încărcat prea mult ei înșiși cu temerea sau asta. Sau i-a încărcat antrenorul prea mult. Asta nu știu. Că e și asta o variantă. Adică dacă tu spui că aceia jucători nu încerc să, încerc să ajung la motiv. Dar nu, mă rog, nu vreau să discutăm doar în contradictoriu, dar nu trebuie. Există jucători care ies din discuția asta, care au făcut un meci foarte slab, că toți au jucat foarte slab. Am auzit cu stupoare cât de bine a jucat Rațiu. Mulți au spus asta. Nu a jucat bine Rațiu. Rațiu a greșit la golul 2, care ne-a pus cruce. Dar a greșit grav. Adică el acolo n-avea voie ca Radunovici să treacă de el. Că după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Chiricheș și s-a împiedicat în gazul, ok. Dar ce, Chiricheș era apăsat de meciul ăsta? Adică nu mai jucase la nivelul ăsta? Chiricheș, din punctul meu de vedere, a jucat bine. El a greșit două... Muntenegru? Da. Deci, el nu... Ce înțelegi prin a juca bine? Păi nu. Stai un pic. Vorbeam de temere acum, da? Deci el n-a fost dintre jucătorii care au făcut prelor greșite în începutul meciului, să nu dea o pasă, să nu încerce să facă ceva. Nu. El a fost printre puținii care au încercat în debutul meciului să, să facă ceva. Dar după aia a făcut o lată. El a făcut o lată, a greșit la fazele alea, dar eu vorbeam acum de starea lor competițională. Și încercam să ne... Poate n-am dreptate. Stai. Ăsta a fost un meci, un eșec al tuturor celor care au fost în vestiarul ăla, de la magazioner până la selecționer. Gândit greșit, abordat greșit, executat greșit, totul a fost greșit. Da. Dar e un punct de plecare, dacă toată lumea recunoaște, băi, am fost penibil, nu pot să fiu atât de jalnic de acum încolo, și la meciul cu Bosnia s-a văzut o schimbare, clar, că a fost schimbare de sistem, că a fost o schimbare de atitudine, că schimbare de atitudine a fost, pentru că la meciul cu Muntenegru, eu sunt de acord că te sperii, că despre și de rezultat până la urmă. E 0-1. Dar numai e 0-2. În momentul în care ți-e frică de cine să-i fie frică? De competiție, de adversar, de că asta e un semi-amical, nu mai e chiar, nu-i chiar așa, păi ce să faci după aia? Măcar îl lovești. Măcar te duci asta cu puțin. Asta la noi e greu de tot. Păi uite că la meciul cu Bosnia s-a întâmplat, că bosniacii erau teoretic peste muntenegreni. La cum au jucat, eu nu știu dacă par mai bun sau nu, că noi am fost, mi s-a părut că noi am fost mai buni. Dar acolo... Pușcar s-a dus și s-a bătut cu ei, i-a dat un cot în gură, după aia s-a dus pe arbitru. Era atitudine. Marius Mani s-a dus să se ia la bătaie cu cu unul mare de tot, nu știu dacă chiar cu Dzeko, dar oricum s-a... S-a dat la urs. S-a dat la urs, exact. Poți să roștești vreo 8, că poți să... De tot ești mal, da. Da. A fost clar, a fost altceva. Nu, la cel care a intrat. Mă rog, chiar clar a fost altceva. La care ne-a dat și golul. La care ne-a dat golul, da. Brailea, nu mai știu cum mă loc. Chiar nu știu, nu prea... Am pretenția că știu foarte mulți jucători, dar de pe la Muntenegru și de pe la Bosnia nu prea știam. Știam întâmplători pe unii cu care mi-am întâlnit prin amicale, dar nu prea știam. Ești un om care... Și știu lucrul ăsta, cât de mult ți l-a discurs și cât de important e pentru tine, cât de important este și partea asta. Și vreau să discutăm anumite lucruri pe care le-a declarat Teddy Iordănescu, să-mi spui părerea ta, pentru că mi-au cam minte cum la un moment dat ai fost foarte critic legat de Rădoi, de anumite declarații ale lui Rădoi, spunând că nu trebuie să facă asemenea declarații, că nu, pur și simplu. Cum ți s-a părut declarația legată de cariera lui? Că el își pune cariera în... că el nu își riscă cariera la echipa... N-a venit să-și riște cariera la echipa națională. Na, mai am discuții cu el referitoare la comunicare. I-am spus deocamdată doar atât, că
să-și ia mai mult timp de gândire imediat după meci, pentru că minutele alea, de imediat de după meci, devin iată cele mai importante. Pentru că acum noi discutăm despre astfel de declarații. Nu cred că este, indiferent ce carieră are, nu cred că e bine să spui tu despre tine, ci să-i lași pe alții să spună despre tine. Care e nivelul carierei? Cum e? Nu cred că a fost inspirat în momentul ăla, dar sper să fi, să-și fi dat seama de chestia asta. Și din ce m-a simt eu își dă seama și ți-am mai spus eu, oamenii care își dau seama de lucruri și se, eu știu, își dau verdictul corect, sunt cei care pot progresa. Dacă nu îți dai seama de eroile pe care le faci, n-ai nicio șansă să progresezi. Ce m-a surprins este că declarația nu a venit doar la Flash Interview. A fost continuată și la conferința de presă. E că tu chiar crezi lucrul ăsta? Sau? Eu am, într-o vreme eram maestru al diversiunilor în discurs. Inventezi un subiect care să fie îndelung dezbătut în emisiune de televiziune, poate și de radio. Nu, că arbitrajul a fost bun. Și se vorbește prea mai puțin de ce s-a întâmplat cu adevărat pe câmpul de joc. Sau mai e o variantă. Eu am înțeles ce vrea să transmită. Sau mai e o variantă, scuză-mă 5 secunde și mai vin și eu cu teoria asta, poate că habana. Imediat după meci, Dumitru Dragomir a spus că a făcut o prostie, că a venit să strice cariera la echipa națională. Imediat după. A fost printre primele declarații venite la, bă, ceva de ce. Deci imediat a apărut pe gsp.ro. A fost la emisiunea lor. De pe aia, live-ul de pe gsp.ro. A intrat Dragomir cum s-a terminat meciul și a spus lucrul ăsta. Și imediat a apărut titlul respectiv. Păi tu ce crezi, că el l-a văzut și s-a inspirat din el? Sau? Nu știu. Am venit și eu cu o teorie, că fiecare aveți, da? Tu spui că a mutat poate, Academiei, tu zici că nu și-a suficient de mult timp după meci încât să filtreze un pic niște lucruri. Eu cred că a vrut să dea alt mesaj, dar a greșit exprimarea. Adică găseam o altă formă. Okay. El vrea să vorbească de implicarea jucătorilor. Și, de fapt, nu neapărat de implicare, pentru că ei săracii vroiau. Adică se vedea că numai că erau blocați. Pur și simplu. Și probabil că ăsta a vrut să fie mesajul pe care el să-l dea jucătorilor, că suntem aici, hai să fim bărbați, hai să ne luăm la luptă, hai să facem, hai să trecem. Atunci trebuiau să joace exact, îl parafrazez pe Gică Popescu. Trebuiau să joace atacanții laterali mai aproape de poarta adversă, nu mai aproape de poarta noastră. Dacă toți suntem bărbați și vrem să atacăm. Că nu poți să ataci cu atacanții laterali la 70 de metri de poarta adversă. Nu se poate. Pentru că au o distanță prea mare de parcurs. Și e posibil să obosească pe drum. Așa ne-am apărat. Păi da. Adică n-am trăit cu senzația în Muntenegru că noi ne-am dus să batem. Nu poți să te duci și să ceri după aia, dom'le, hai să fim bărbați, dacă nu trimiți bărbați în teren. A, riscă. Fii tu bărbat primul și riscă. Du-te și riscă, pentru că vezi că nu iese nimic. Băi, măcar riști. Dar în momentul când faci echipa cum ai făcut-o, trebuie să vorbești mai puțin. Și acum vorbim de carieră. Păi nu are carieră. Nu are carieră. Am spus eu clar în emisiune, dacă tot trebuie să vorbească alții. Nu are carieră. Carieră au cei care au dus o echipă de club. Vorbesc de cei care vin de la echipe de club, că selecționerii nu prea aduce la, să selecționeze. Care au jucat în primăvara europeană. Și am enumerat. Zenga, Protasov, Olăroiu, Reghecanf, Petrescu, Dică. L-am uitat pe Șumu Dică. Și l-adaug acum. Pentru chiar că și Rednic. Uitați-se. Să știi că a jucat în primul chiar și Rednic. Chiar și Rednic. Ok. Și nu Cornelia și Lupul Rednic. Mircea Rednic. Da. Asta e ideea. Ca să vorbești de carieră. Eu aș putea să vorbesc de carieră. Cam 7 calificări în primăvara europeană cu echipele de club la care am fost. Dar nu vorbi de carieră când ai câștigat jumătate de titlu. Că nu e normal să faci asta. Și n-a venit nimeni, nu vrea să te asculte vorbind despre tine. Asta e problema. Al doilea lucru pe care l-a lăsat într-un fel în aer și eram curios dacă ai discutat cu el pe subiectul ăsta. Că imediat după meciul din Muntenegru zice responsabilitatea, predecesorii mei de fiecare dată și-au asumat responsabilitatea. Eu nu voi face aceeași greșeală, nu-mi asum doar eu responsabilitatea, responsabilitatea trebuie să-și o asume toată lumea. Ai înțeles
exact ce a fost? Cred că tot asta a vrut să spună, că și jucătorii trebuie să fie responsabili și nu să... Adică nu vorbeam și de conducerea federației în toată povestea asta. Poate vorbeam și de conducere, nu știu. Fiecare care are treabă cu echipa națională trebuie să se simtă puțin vinovat într-un... Adică nu neapărat vinovat, că degeaba căutăm, noi tot căutăm vinovați. Nu, să vezi ce poți să faci mai mult, să înveți măcar, s-a întâmplat o chestie, să vezi, ok, ce pot să fac mai mult? N-am făcut bine. O schimbăm, da? N-am făcut bine cu down. Îl schimbăm pe down, da? N-am făcut bine cu contra. Îl schimbăm și pe contra. N-am făcut bine cu contra. Îl schimbăm, îl punem pe rădoi. N-am făcut bine. Ce facem? Păi toți ăștia, antrenori ăștia care au fost, că nici Neapuiu n-am făcut prea bine. Dacă mi-aduc eu bine aminte la cât de fluierat a fost și asta, că ne-am chinuit să ne calificăm. A făcut recordul de minute că... fără goluri. Atunci a fost în mandatul, exact. în preliminarele alea. Deci trebuie să vezi ce se întâmplă, că bă, parcă toți antrenorii să fie atât de slabi, adică și la asta trebuie să ne gândim. Evident că te gândești. Sau trebuie să schimbăm altceva. Iarăși poate e prea multă relaxare pe acolo. Nu știu. Eu am venit cu o idee, înainte de a începe campania asta, că echipa națională trebuie să joace cu trei fundași centrali. Emisiunea este și acum accesibilă tuturor celor interesați. Am spus că noi nu avem fundaj lateral care să joace în patru. Noi avem, pentru că nu avem fundaj lateral, haide să jucăm cu trei fundaj central, cu Chiricheș fundaj central și cu fundaj central stânga-dreapta avem, slavă Domnului, ca să putem să împingem pe Bancu și pe Manea și pe Camora. Păi, au ajuns acolo. Noi vedeam că Manea și Camora nu sunt pentru sistemul ăsta, dar au ajuns acolo. Camora, am văzut că era și încuraja colegii, cetățenii. Deci am venit cu... Mă bucur că ideea mea a fost pusă în practică și că m-a arătat mai bine decât când am jucat în patru. Asta e situația. Ce să face? Și iarăși un lucru care vine tot din zona asta a comunicării. Care crezi că este scopul să spui ca selecționarea naționalei, după primul tău meci oficial, că nu e, eu n-am niciun fel de presiune, că n-am nicio problemă, pentru că eu oricum am oferte, am o situație financiară, am oferte, și sunt sigur că și dacă am eșec la națională, eu tot voi avea ofertele respective. Nu știu în ce context a spus-o pe asta, nu... A vorbit despre el, despre cariera lui și despre faptul, repet, citez, dom'le, eu n-am niciun fel de presiune, că la mine nu e o problemă. Eu aveam, înainte să semnez, am analizat foarte bine lotul, am știut exact la ce mă înham. Și eu n-am niciun fel de problemă, pentru că eu am o stabilitate financiară, da, dar nu am știu independență. Ce întrebare a primit de a răspuns în felul ăsta? Știi că mai sunt oameni care spun și în care eu... Nu mai avem materialul, că eu nu vreau prea... să dialogăm, să nu mai pun da, scot de la archivă. Eu am declarația. Dacă nu, că eu... știi foarte bine că e un fel de întrebare la care îți vine să răspunzi așa, că poate l-a întrebat și teamă de... Nu, n-a fost cineva să-l întrebe, băi, dar dacă ce l-a întrebat dacă ți-e teamă de ziua de mâine sau de o chestie de asta, poți să răspunzi. Nu, n-am nicio presiune că sunt, dacă te întreabă altfel, nu știu. Știi de ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni pe care eu îi aud spunând, domne, zici, ți-e teamă de... Nu mi-e teamă, domnule, mi-e teamă doar de Dumnezeu. Ok. De Dumnezeu ne e teamă tuturor celor care suntem credincioși. Dar eu nu-i cred pe ea niciodată. Pentru că nu se poate să n-ai o temere în viața ta de ceva. De păianjă, De altceva, știi? Și atunci nu e... A, dacă vine... Da, domnule, uite, mie mi-e teamă de Dzeko, nu știu. Mi-e teamă de Lewandowski când joc cu el, cum mi-a zis Daum. Domnule, mi-e teamă de Lewandowski, ce să zic? Mi-e teamă. Că e foarte bun. Mi-e de lamele de barbierit. Vezi? Și de aia nu mai folosești. M-am tăiat odată și, și de atunci... am rămas cu fobie. Dar ți se pare nimerit să aduci, repet, după primul tău meci oficial în discuție că ai oferte sau că ai avut exact când erai selecționer, că a spus că am avut în perioada când erai selecționer? Dacă întrebarea e de genul ți-e frică, ți-ești presionat de ziua de mâine, poți să înțeleg, dar... Nu știu un fost selecționer care când a fost întrebat dacă e frică de Franța, a spus că frică niciodată. Poate teamă, da? Sunt niște lucruri care mi se bat cap în cap, așa, că sunt niște povești de astea, cel puțin în zona comunicare, mi s-a părut îngrozitoare comunicarea în perioada asta. Îngrozitoare. Nu mai zic de ultima declarație a lui Răzvan Bureanu, la 100 de ani, și am și pregătit-o. Deci 100, s-au împlinit 100 de ani de echipă națională.
Și vreau să vedem declarația, a fost oferită ieri. Da? În contextul ăsta negru al fotbalului românesc, Răzvan Burleanu spune următorul lucru. Sunt convins că peste 100 de ani se va putea vorbi despre momentul schimbării de mentalitate în fotbal și despre viziunea la care s-a lucrat cândva în anii 2020. Le urăm urmașilor noștri să aibă grijă de cele 19 echipe naționale sau și mai multe pentru bucuria și mândria tuturor românilor. N-am știut, e prima dată când o... Dar... Zi-mi cum e declarația asta astăzi? Da, e interesant. Deci schimbarea de mentalitate s-a făcut în anii, deci e făcută deja. Sau se lucrează în continuare la schimbarea mentalității. Deci e făcută, ne-am dus în Muntenegru cu mentalitatea schimbată. Sau așa. În schimbare. Asta e o problemă mare, că eu nu știu sigur dacă suntem în schimbare din punct de vedere al schimbării mentalității sau s-a definitivat și s-a concretizat schimbarea mentalității. Se pare că mai are nevoie de 4 ani ca să definitiveze. Deci, bun, acum, dacă este să ne referim la echipa națională mare, da, într-adevăr, în momentul ăsta este foarte jos. După orice parametri vrei să iei. Cel mai jos din ultimii 40 de ani. Ca loc în clasamentul FIFA, suntem cel mai jos. Da, avem naționale mici care se califică. Nu, știu eu că m-am uitat. Am luat clasamentul, suntem cel mai jos în momentul ăsta. Dacă vorbești de 48. Dacă vorbești per total mandat, te-ai calificat toată la campionatul european în 8 ani, da? Te-ai calificat de 2 ori la campionatul european de tineret, unde te mai calificasești din 98, te-ai calificat la olimpiadă după 60 și ceva de ani, te-ai calificat în premieră acum la un campionat european de under 19, unde iarăși n-am mai fost niciodată. Eu cred că sunt niște lucruri care trebuie să le pui pe masă și să vorbești de ele mai mult. Sigur că ele ar trebui să se continue, pentru că de ce faci naționalele astea de tineret, de junior, ca să te duci să ai jucători pentru prima echipă națională. Eu încă mai sper că acei jucători care s-au calificat la turneul, care s-au calificat la olimpiadă, să vină din urmă, dar trebuie să aibă mai mult spațiu. Acei jucători trebuie să înceapă să-și caute și ei mai mult spațiu. Acei jucători, după ce fac un lucru la Naționala de Tineret și ajung într-o oarecare vitrină, ar trebui să se ducă mai departe. Pentru că, indiferent ce... Poate prea departe, Tudor Băruță s-a dus. Și să nu te mulțumești să iei primul salariu mare, baban, din viața ta. E foarte, pentru mulți dintre ei, nu știu cine învață, nu știu, atâta suficiență. Tu să nu vrei. Înseamnă că Răzvan Burleanu... N-a schimbat mentalitatea. N-a schimbat absolut deloc mentalitatea. Că tu spui că ai schimbat mentalitatea în fotbalul românesc și că peste 100 de ani... Eu cred că în fotbalul românesc s-a conștientizat din ce în ce mai mult că e nevoie de jucători tineri, de investiție în academii. Eu cred că în fotbalul românesc... Am văzut la CFR ce investesc în jucători tineri. Deja au investit în niște jucători tineri la Iudine. Voi investiți, Craiova investește, a început Sepsi să investească. Dar CFR câștigă. Asta e ideea. Deocamdată câștigă. De arbitraj, când e cazul, că nu am grăbit cu varul, să nu cumva. Că mai bine facem lucrurile așezat și pentru ce să ne grăbim cu varul? Știți că la meciul nostru cu voluntariu a fost simulare var. Dubița cu var era la stadion, pe Național Arena și a apărut în sistem gol din offside? Dacă nu știți, aflați asta acum. Și prin intermediul dumneavoastră și telespectatori. Serios? Da. Deci a apărut în sistem. Deci oamenii din Dubiță, dacă ieșeau, spuneau, băi, e offside. Ok, nu se putea face nimic, dar... Nu cred. Da. Adică de ce nu crezi? Că nu pot, offside? Nu știam povestea. Uite că am aflat-o și eu recent. A fost var și la finala cupei, au fost la mai multe meciuri. Simulări de genul ăsta. Doar că nu puteai să intervii pentru că... Da, nici n-am zis. N-am zis că nu. Am spus doar ironia... Ironia soții, cum asta faci. Asta este tare. Este. Deci oamenii din var, și noi la stadion am văzut că e offside, da? Bănuiam, nu știu, n-aveam de unde să știm, că n-aveam var în ochi. Nu ne-a sărit var în ochi. Am stat sus, în lojă, și n-ajungea. Dar... Și știi cum? Acum te mai gândești că acum noi vorbim și noi așa, că
cum zicea cineva, nu ne aude nimeni. Și da, la VAR, la offside îți trebuie un delay, îți trebuie un timp, da, știi, la offside, ca să avea pui liniile, că am fost în cabină acolo. E, dacă era vreun hand sau asta, poate putea să-i spună în cască direct, că aveau comunicare și să-l ajute într-un fel sau altul, dar aici nu se putea nici așa, că până a trecut timpul s-a reluat. Cu toată, și știi bine că suntem prieteni și suntem vorba aia, ești și aici, da, și... Și în afară, da, și aici și afară, atâta ipocrizie cât am văzut în declarația aia, rar mi-a fost dat să văd. Nu, dar eu spun că încă o dată... Mie nu mi se pare nicio schimbare de mentalitate, dar este părerea mea și trebuie să spun lucrul ăsta, mă simt nevoit. Eu cred că există o schimbare și o schimbare majoră de mentalitate. Eu cred că în fotbalul nostru nu mai sunt discuțiile pe care le aveam, ca să nu zic chiar faptele care erau recunoscute după mult timp. Cum? Cu au fost discuții la voluntari CFR Cluj. Chiar ei au făcut discuții că s-au băgat, s-au dus cu bani cei de la CFR Cluj să le dea celor de la voluntari. Cum nu sunt discuții? Nu știu, nu s-au, dar nu sunt, n-au mai fost oameni băgați la închisoare pe arbitraj și așa mai departe. Adică totuși cred că sunt niște pași. Cred că au fost greșeli mai mari de arbitraj decât înainte. Nu se mai bag oameni la închisoare, dar au fost greșeli mult mai mari. Flagrante, în condițiile în care filmăm cu 16.000 de camere și în care avem o expunere mult mai mare, că înainte n-aveai ce să faci la Bistrița sau la... Te duceai acolo păi și... Poate, poate chiar asta e, că poate să filmează cu 16 camere și vezi toate greșelile mai bine decât cu 3 camere ca înainte. Posibil și asta, dar eu așa greșeli n-am văzut în viața mea, ca acum. Adică mie mi se pare că nu poți să spui lucrul ăsta în niciun caz în contextul un, actual. Și a venit un străin care conduce arbitrajul românesc și care este foarte bine văzut la... Mă rog, nu mă interesează unde, la FIFA, chiar nu mă interesează. Și vine și desfidează și arată și spune cum simulează Ivan și Tănase. Tănase are 6 lovituri de pedeapsă refuzate anul ăsta. Care tu specialiștii au spus că au fost, se impunea acordarea unei lovituri de pedeapsă. Dar uite că n-a fost și uite să-l arate cu degetul și pe Debeliuh, care era campionul simulărilor în România și care efectiv își bate joc de noi. Iar arbitru care greșește în favoarea noastră, Marian Barbu, îl martelează și îl scoate din arbitraj. Am crezut că pentru totdeauna apare după un întârziu. Iar arbitru care ne dezavantajează pe față, arbitrează după aia. Ha! Cum vine asta? Și eu vă dau, și știi foarte bine, că eu dau exemple, că eu nu vorbesc ca toți cum vorbesc ăia. Da, dom'le, dar maniera a fost... Nu, eu vorbesc de faze concrete, unde am fost în fine. Nu e nicio, din potrivă, pentru mine e o schimbare în rău, tot ce se întâmplă. Iar chestiile astea este, ok, calificarea olimpiadă, da, într-adevăr, este de apreciat. Calificările echipelor naționale de tineret, bineînțeles că sunt benefice, dar trebuie ca o echipă să meargă, să aducă bani. Și doar echipa națională de seniori aduce bani dacă se califică. Echipele naționale de tineret, juniori, U19, U14, U15, nu aduc niciun ban. Pot crește jucători? E adevărat. Echipa națională a României a avut un eșec lamentabil. Eu nu vorbesc de meciul cu Bosnia, că n-a fost. Nici nu trebuia să pierdem la ce s-a jucat. Un eșec lamentabil cu jucători care au fost sau au calificat echipa națională la Olimpiadă. Și că îmi pare foarte rău, dar asta e situația. Suntem în cap, suntem la fundul gropii și vorbim că schimbăm mentalitatea. Ești într-o situație ingrată, e normal. Și de aia cred că ar trebui să te... Dar asta e realitatea. Nu poți să vorbești de schimbarea mentalității când după meciul cu Muntenegru. N-ai cum să faci așa ceva. Atunci nu ai ce să mai ceri selecționerul când vorbește de fabuloasa lui carieră. Atunci noi suntem niște tâmpiți și venim aici, habar n-avem despre ce-i vorba, doar că avem vreo câțiva ani în spate în care am mișcat lucrurile când aveam putere de decizie, unii dintre noi. Să fim serioși. Fotbalul știi sau nu știi? Finlanda. Finlandia? Finlandia, o să, nu, după ce ieșim. Sau Finlanda. După ce ieșim și le lăsăm mașinile acasă. După aia Finlandia. Dar până la Finlandia dăm de Finlanda. Cum e... Puchi? Puchi. Adică, sunt două meciuri, unul foarte prost și unul mai bun, da? Aș vrea să cred că trendul e ascendent. Crezi că schimba sistemul în Bosnia dacă nu pierdeam la modul la care am pierdut în Muntenegru?
Dacă băteam cu 4-0 și lucrurile mergeau, probabil că nu se schimba sistemul. Da, da, se presupune că se termina 0-0 și tot projucam. Da, nu erau gafele alea lui Chiricheș și venea meciul ăsta din Bosnia. Crezi că mai schimba sistemul? Nu știu, asta e... Na. Adică eu încep să-mi dau seama dacă a fost un efect al... a realizat că suntem slabi sau al fricii de a nu pierde și următorul meci care s-a materializat, dar sau a fost asta, un plan din start. Deci asta cu schimbarea sistemului din 4 jucători pe linia de fund în 3 jucători pe linia de fund defensiv, nu înseamnă că este defensiv. Nu, dar dacă îi bagi și pe Camora și pe Manea, scuză-mă, aia ți arată, ok, știu, da, poziționare în teren, ce-o fi, știi, dar aia ți arată gândul tău să nu iei gol. Cel mai ofensiv sistem din fotbal, decretat de oameni care se pricep, eu citesc, nu mă pricep la asta, 3-4-3. Da, de acord. Ăla este cel mai ofensiv sistem din fotbal. Da? Bun. Deci, din punctul meu de vedere, nu trebuie socotit că, domne, vrem să ne apărăm și jucăm cu 3. Nu, poți să joci cu 3 și când vrei să fii cel mai ofensiv. 100% de acord. Dar cinciul ăla, cum l-a băgat Edi Iordănescu, a fost să nu luăm gol. Ăla a fost să dai gol. Da, dar am avut ocazie. Nu știu dacă a fost cum a fost, dar raportul... Așa a apărut. Dacă vrei să iau parametrul ăla XG din raportul Insta, care îți arată gradul de periculozitate, la noi a fost 1.40 și la ei 0.88. Ceea ce mă face să cred că meritam să câștigăm meciul ăsta. Cu ocazie dată de ei, cum vrei, dar poate și pe pressing-ul nostru, că mai contează și lucrurile astea. Dar ce vreau să spun? Că... noi am avut un șir de rezultate negative în ultimul timp sau nu ne-am atins obiectivele, da? Și echipa națională a jucat într-un fel. Felul de a juca al echipei naționale, sistemul de joc al echipei naționale a cam fost la fel, jucătorii au cam fost la fel. Dacă vrei să schimbi ceva și să ai o speranță că se schimbă ceva la nivel de rezultat, păi trebuie să schimbi ceva din lucrurile astea. Câte puțin, mai mult, nu știu, că nu mă pricep. Dar eu merg la vorba lui Einstein, care spune că, știi, că definiția nebuniei este să faci același lucru la fel de 100 de ori și să sper că iese al rezultat. Păi, da, pe de altă parte, federația poate fi acuzată că vede cu contra că aduce un selecționer care nu avea suficientă experiență, ratează o calificare, vine cu Rădoi, al doilea antrenor fără experiență la nivelul ăsta, îl aduce, pierde o altă calificare și acum vine cu Edi Iordănescu, un alt antrenor fără foarte multă experiență și e posibil să piardă încă o calificare. Adică și asta e din Einstein. Că lucrurile stau așa, dar hai să nu ne facem că uităm, că primul ofertat a fost Hagi, da? Da, da. Al doilea, nici nu mai știu ordinea. Cu Hagi a fost așa o... Da, da, hai să ne facem că ofertăm. Da, cu Bălăni ne-am împiedicat de niște clauze legate de Liga Națiunilor. La Bălănii asta au fost probleme, clauzele de Liga Națiunilor, că putea federația sau nu putea să-l dea afară în momentul în care avea un eșec în Liga Națiunilor și omul a cerut să nu. Dar am avut și cu experiență care au fost contestați. Iar Adam Petrescu au fost niște bani, nu? Din ce știu. O sumă de bani pe care federația trebuia să o plătească, da, să-l aducă. În continuare nu cred că e vorba de așa ceva. Da, nicio. În continuare asta cred că... Asta s-a spus la momentul respectiv. Dan Petrescu n-a dorit să vină la echipa națională. Da, i-a plăcut să fie... Dar tu îmi spui că trebuia să vină un selecționer cu experiență. Eu ți-am spus că primii ofertați erau cu experiență, au avut experiență, da? Îți mai spun că ultimii doi care au fost contestați de lumea largă, chiar dacă Neapuiu s-a calificat, erau antrenori cu mare experiență. Și Iordănescu și Daum, da? Deci, antrenor cu experiență... Dar Daum nu știa fondul de jucători, care are un mare handicap. Fondul de jucători. Okay. Și a recunoscut lucrul ăsta. Ok, bun. Dar avea experiență, da? Adică mă gândesc că nici la Fenerbahce, când s-a dus prima oară, n-a cunoscut fondul de jucători și... sau în Austria, unde a luat campionat. A lucrat cu ei zi de zi altceva. La Național, el a venit și a spus inițial că știe tot. Deci asta era. Deci trebuia să găsim unul care să fie român, care să fie cu experiență, că numai un român știa fondul de jucători, da? Și dintre ăștia, adică Bălăni știa fondul de jucători. Nu. Păi, atunci ce făceam? Făceam aceeași greșeală cum am făcut cu Daum? Da, dar Bălăni, tocmai de asta cred că a și cerut Liga Națiunilor fără obiectiv, ca să învețe. Daum nu a putut să facă lucrul ăsta, Daum a venit de la Euro, ne-a povestit că știa toți jucătorii și ce cântă în duș, că asta mi-a zis mie în emisiune, și după 4 luni spunea că nu cunoștea decât, nu văzuse decât un meci al Național și că nu știa pe jucător. La început era un bun comunicator. Știu, că m-a fascinat și pe mine când am auzit, domne, că știe ce cântau aia în duș. Dar vreau să spun că federația, din punctul meu de vedere, este datoare să aducă la un moment dat un antrenor care e mai bun decât lotul.
Și nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Au fost ofertați antrenori care aveau o carieră în spate, ca să zic așa. Care își riscau carieră. Care aveau o carieră, dar care nu și-au riscat-o și nu au vrut să o riște. E adevărat. Acestea fiind zise, Andrei, o să mai discutăm. E corectă și observația ta până la urmă. O să mai vorbim și mâine. Mulțumesc, Meme. Mulțumesc, Andrei.